O vacanță minunată la bibliotecă. Mă numesc Nan Bianca Maria și studiez la școala gimnazială Elena Doamna Tulcea. Vara aceasta mi-am petrecut-o la Biblioteca Județeană Panait Cerna, împreună cu minunatele doamne Camelia Dunaev și Tanța Ștefan. Înainte de începerea atelierelor despre care o să vă povestesc, Cami și Tanța, împreună cu câteva colege de la ateliere, au decorat sala pentru a fi cât mai frumoasă. În prima săptămână, înainte de a începe să mărgelim, am făcut cunoștință, iar după aceea am început să ne confecționăm o brățărică. A doua și a treia zi ne-am confecționat un colier din mărgeluțe. În a doua săptămână a fost atelierul de bucătărit. Am făcut un tort din fructe cu frișcă, un alt tort din biscuiți și niște bombonele, iar după aceea i-am chemat pe părinți să deguste. În a treia săptămână a fost atelierul de păpușărit. În acea săptămână ne-am confecționat în prima zi o păpușică mai mică, în a doua o bătrânică și în a treia un om de zăpadă. Ultima săptămână a fost preferata mea, era atelierul de quilling, iar în acele trei zile pe care le-am avut la dispoziție ne-am confecționat două vaze, două floricele, un tablou, o bombonieră și un minion. Chiar dacă atelierele s-au terminat, noi am dat o petrecere grozavă finalizată cu o tombolă. În această vacanță am trăit o experiență minunată la bibliotecă. Vă pup, ne revedem vara următoare!